Da, sigur. A fost un meci în urma căruia ne bucură foarte mult rezultatul. Nu m-am temut niciodată de jucătorii luați individual ai echipei adverse, ci mai degrabă de maniera lor de a juca împreună. Veneau după un duș rece 0-3 acasă cu Mioveni, cu Craiova, dar la Mioveni, dar înainte acestui rezultat au fost o serie de 6-7 meciuri în care au câștigat sau au făcut egal, 0-0, 1-1. Deci o echipă extrem de greu de bătut. Noi în momentul ăsta nu suntem o echipă care să fi marcat foarte multe goluri astfel încât să anticipăm și să reușim să, eu știu, să deblocăm un rezultat în așa fel încât să avem pe tabelă mai mult de două goluri. E îmbucurător faptul că reușim să creăm și să ajungem în situații clare. E mai puțin îmbucurător și asta mă duce undeva pe mine personal către partea medicală a lucrurilor și staful medical va trebui să aibă grijă pe viitor, dar cu ceva calmante, zic. Dar situația pe care am întâlnit-o astăzi a fost separată, împărțită în două. A fost prima repriză, cea mai slabă de când sunt aici, o repriză în care tot centrul terenului a fost blocat de către adversar, nu ne-am adaptat la situațiile pe care aceștia ni le-au oferit în spatele liniei defensive. Abia după minutul 36 am reușit să ne adaptăm tocmai la ce vă spuneam. Am reușit să mergem cu mingi în zone laterale, să venim cu centrări, să jucăm mai repede între linii și apoi vertical către poarta adversă. Iar după pauză a fost diametral opus. Au fost discuțiile legate de partea tactică și lucrurile au funcționat înspre bine. Așadar, pot să spun că mă mulțumește rezultatul, mă bucur și pentru faptul că menținem locul care aduce clubului o anumită sumă de bani în drepturile TV și sper ca în următoarele zile, n-aș zice meciuri, în următoarele zile să consolidăm măcar verbal, dacă nu declarativ, tot ceea ce am lucrat bine până acum. Nu se știe deocamdată că rămânem pe 8, depinde de ce face Rapidul. Nu vom regreta aceste ratări, aceste mari ratări din final? Nu am niciodată regrete. Le pot numi experiențe, important e să învățăm din ele. Regretul vine întotdeauna însoțit de sentimente negative, de poate de persecuție, mai puțin de penitență, vine însoțit de ușoară invidie, vine însoțit de, numai de sentimente negative, așa că regretele să rămână în altă parte, nu sunt la mine niciodată. Cardoza și Otele au oferit cel puțin în repriza a doua câteva faze chiar spectaculoase cu atingeri din prima, convăluiri. E un avantaj pentru ei că practic au venit, să zic, aproape în același timp în echipă. Se simt și de aceea îl folosiți pe Cardoza acolo ca nouă fals, să zic, pentru că are o conexiune mai bună cu... Sunt jucători cu calitate, evident. La fel de evident este și faptul că nu sunt 100% încă. Vin și ei după Otele, după două meciuri venea consecutive jucate. Ăsta a fost al treilea, Cardozo după unul singur. Timpul de revenire a fost foarte scurt. Mioveni a venit cu 10 jucători schimbați și asta nu a schimbat nimic în maniera lor de joc, pentru că individual nu-i pot numi peste medie, dar ca și grup și manieră de joc, așa cum o face Alexandru Pelici, este una în fază defensivă dusă aproape către excelență și chestiunea asta legată de schimbări nu a suferit deloc la omogenitate pentru că joacă același lucru de foarte mult timp. Ce anume? Da, Otele, sunt amândoi jucători cu calitate, încă nu sunt 100%, sunt convins că următoarele săptămâni o să fie din ce în ce mai bine pentru ei. Sunt jucători de atac, ei trebuie să aștepte ca în pozițiile pe care joacă să dea maxim, inclusiv Cardozo care a jucat astăzi număr 9, a lungit destul de mult echipa adversă, doar câteva situații au fost când a intrat între linii conform, eu știu, caracteristicilor pe care le are pentru că are nevoie de mingi, dar până la urmă a fost ok. Cum trebuie să mă spuneați că vă doriți mai mult de la Mode? E Mode, devine acel jucător pe care, nu știu,
Nu fac remarci atât de, de comparative, chiar, n-aș chiar face. Bine în, chiar da, mă bucur că se prinde întotdeauna un pic de siguranță, de certitudine în evoluția fiecărui jucător. La fel cum Mode a avut șansă să joace, la fel o să mai aibă și alții. Sper că atunci când îi se va oferi șansa să scoată maxim din ea. Aș reveni la Potter. Vă rog. Mai face două meciuri ca asta, cu greu mai țineți la pare. Nu se pot, acești jucători sau orice jucător nu poate fi oprit din ascensiunea lui. Alta vreme cât va exista, cât vor exista oferte, clubul le va lua în considerare. Eu sunt bucuros pentru orice jucător care se poate transfera pe sume mari de bani într-un campionat mai puternic decât al nostru. E o evoluție continuă, e normal să fie așa. Obiectivul va fi câștigarea play-out. Urmează să discutăm, să ne vedem zilele astea și să stabilim împreună ce anume vrem de la acest play-out în baza a ceea ce avem, cum arătăm în momentul ăsta și ce predicții vom avea. Să nu te ajută, a fost o regretabilă eroare administrativă la Arad, nu s-a obținut licența de cupe europene, anul acesta o aveți? Am vrut să încheiem acest sezon regular cu toată concentrarea și cu toată energia pentru acest final. Imediat ce s-a terminat acest sezon regular, urmează să stabilim împreună tot ceea ce urmează să facem. Nu am cunoștință de acest lucru, nici nu m-a interesat, sincer să vă spun, în momentul ăsta, însă mă interesează de acum înainte, e normal să fie așa. Sunt convins că lucrurile sunt pe făgașul normal legat și de acest aspect al cupelor europene, dar atâta vreme cât va exista un echilibru între ceea ce poate echipa și între cerințele pe care le vor avea din conducere, lucrurile vor sta bine. Strict tehnic, echipa poate câștiga play-out? Nu avem de unde să știm acest lucru în momentul ăsta. Eu îmi doresc să câștig toate meciurile. Sunt echipe, aduceți-vă aminte, anul trecut, în ultima etapă s-a stabilit ordinea a vreo 5 sau 6 echipe, în ultima etapă. Deci e greu de prezis în momentul ăsta ce se va întâmpla, ce rezultate vor fi. Ok, avem câteva situații clare la media și nu știu dacă vor continua, rămâne de văzut. Mai sunt echipe care încă se caută, deși suntem atât de avansați cu campionatul, așa că e greu de prezis dinainte. Vă rog. Lucru bun că se retrage Medeșul, deoarece ar fi fost jocuri fără miză, deoarece Medeșul e atât de slab încât toată lumea ar fi bătut în noastră. Ce părere aveți? Da, nu știu ce să spun legat de acest aspect, că e bine, că nu e bine. E regretabil totuși că s-a ajuns la o asemenea situație în care o echipă cu atâtea ștate vechi și cu ani buni în Liga 1 să piardă locul atât de lamentabil, doar pentru simplu fapt că nu s-au gestionat bine bugetul sau bugetele. E corect că se înjumătățesc punctele? E un fapt dat, nici nu mai... Oricum este un alt campionat din punctul meu de vedere. Nu, special am vrut să nu vorbesc absolut deloc de ceea ce va urma, pentru că în momentul ăsta cu aceste puncte înjumătățite se dă naștere la speranțe, la... Personal nu sunt de acord, dar este un fapt dat și nu avem ce face. A apărut un final de campionat cu invazia publicului pe gazon, cu autografe, cu UTA, eu știu, salvată în mare parte, eu știu, după acest rezultat. No, apropo de public și de lucrurile care s-au întâmplat după meci cu intrarea lor, e UTA, cred că cea mai bună întrebare, e UTA cea mai iubită echipă din play-out, cred că pe lângă altele una dintre cele mai iubite. N-aș putea spune cea mai iubită, pentru că aș jigni poate suporterii celorlalte echipe, dar cu siguranță este una dintre cele mai iubite echipe din țară. Aș zice din țară, nu doar din play-out, da. Mulțumesc mult!